Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a Radiografiei Zilei, la o altă temă de discuție. Evident, discuția se circumscrie spațiului public și, evident, tendințelor noastre de a ne implica din punct de vedere social, din punct de vedere politic, pentru că și noi participăm la intervale de timp, participăm la tururile de scrutin, într-o proporție mică sau mai mare, acum depinde cum ne motivează candidații, de fapt, că trebuie să-i legitimăm. Și, evident, ține și de resorturile noastre mentale, personale și cele de grup, influențele pe care grupul și comunitatea le au asupra noastră în calitate de indivizi și, evident, ține de foarte multe aspecte. Pentru toate aceste teme, am invitat-o pe doamna Carmen Paraschivescu, care este psiholog și care ne va povesti din perspectiva aceasta a sondării cognitive, să spunem, sau a sondării psihicului uman. Modul în care noi suntem motivați să ieșim în spațiu public, să participăm, să criticăm, să cerem. Bun revenit! Mulțumesc. Nu ne-am văzut de mult! Mulțumesc pentru invitație! Mare drag! Cred că ne-am văzut de anul trecut, din 2023. Că am mai vorbit tot așa, am văzut legat de, cred că în prea sărbătorilor, despre modul în care ne întâlnim la... Se apropie alegerile și, evident, e o forfotă în spațiu public, este... multă dezbatere, de foarte multe ori sterilă, mai sau bine. Da. Cineva spunea că nimic nu-i degeaba și cei care țipă așa singuri... E o precampanie. Da. E un fel de test. Încerci marea cu degetul. Cum ți se pare, să spunem așa, zona publică? Dacă este temperamental, adică cumva e deja dinamică sau e o stare de apatie? Că o să vorbim despre multe elemente în emisiunea asta. Nu mi se pare că e o stare de apatie, mi se pare că e chiar o efervescență în domeniul ăsta, nu numai din punctul de vedere al candidaților care au apărut foarte mulți și foarte activi, foarte vocali, diverși, dar și din punctul de vedere al alegătorilor care încep să vorbească despre candidați, despre ce au făcut, despre ce propun unii și alții și probabil că acum încep să-și formeze o opinie și un mod de a alege, probabil. Mie mi se pare că este mai mult, aș completa la ceea ce ai spus, este și mai multă vervă, dincolo de efervescență, de chiar de conflict, să spunem așa, conflictul acesta constructiv, adică un fel de intrigă, în sensul că doar voi aveți candidați, las că avem și noi, dar uite că nu mai vrem cu voi, că nu știu ce, mici alianțe, rupturi din zona politică și sunt foarte, foarte multe dezbateri, ca să nu numim acuze, să nu le numim interogații, să nu le numim, să spunem așa, săgeți, da, decât unii sau alții. Și cred că acum, în acest interval până la campanie sau până la alegeri, cred că e cea mai animată, să spunem așa, perioadă prealegeri din ultimii 20-25 de ani. Cam mai fost asta prin anii 90, când oamenii mergeau în masă. Cam așa pare. Eu am pus-o pe baza și a faptului că e o perioadă scurtă de campanie, precampanie, adică am aflat foarte de curând că vor fi alegerile locale și cele europarlamentare. Eu sunt poate un observator mai bun sau mai fidel al publicului care votează decât al politicienilor. Tocmai de asta am și vrut să vorbim despre public astăzi, că despre politicieni am tot vorbit aici cu alții invitați și e important să vorbim despre public pentru că el este, să spunem, reciprocitatea, e a doua parte în ecuație. El e actorul principal, de fapt. Da. Pentru el se fac alegerile și el este cel care decide. Da, sperăm. Da. Pe cine angajează echipurile. Da. Am văzut că ești activ în spațiu public, ai tot postat legat de, mă rog, de Constanța. Bine, pe noi ne interesează pe toți localitățile în care locuim, ne interesează ce se întâmplă cu ele pentru că rămânem aici și... De fapt, și politicienii rămân tot aici, nu pleacă. Și ar trebui, de fapt, să fie mai motivați. Unii vin, candidează și apoi pleacă, unii candidează și rămân. Și asta e adevărat. Da. Dar, dincolo de acest aspect și dincolo de glumă, am văzut că ești activ în spațiul public și ai observat multe dintre tendințele celor care, mă rog, cu care te întâlnești și care vorbești, pentru că vorbești cu multă lume. Ești terapeut, cunoști multe grupuri în care activezi. Încerc să nu vorbesc totuși despre alegeri și despre alegerile fiecăruia, dar bineînțeles că avem și un grup de prieteni, avem și foarte multe cunoștințe care și ele sunt active în spațiu public. Da, am văzut. Și atunci nu te poți abține să nu observi, să nu
nu știu, gândești în legătură cu asta, să pui lucrurile cap la cap și să încerci să-ți formezi o imagine de ansamblu asupra ceea ce vor însemna alegerile de anul acesta. Da. În fiecare an electoral se schimbă cumva tendințele, da, și anul acesta s-a observat, am observat schimbări de tendințe, adică și de preferințe. Pe multe, și de preferințe. Da. Preferințele, să zicem așa, de vreo 20 de ani sunt pentru persoane și nu pentru neapărat structuri politice. Pentru formație. Dar se observă și aici destule schimbări de la etapele acestea la de 4 ani sau 3 ani jumate în cazul de față. Carmen, tu, mă rog, acum te întreb pe tine personal, pentru că locuiești în Constanța, în fine, ești în fiecare zi aici. Tu cum percepi? Cum ți se pare orașul acum, mediul în care, mă rog, activezi, faptul că mergi la piață, mergi mall, mergi pe stradă, mergi în cafenea, comparativ cu acum 4 ani sau 8 ani, cum vezi Constanța? E mai bună? E mai ok? E mai ofertantă? Cred că suntem puțin mai orientați spre social față de acum 4 ani. Suntem mai puțin mai uniți și avem mai multe activități, sau poate sunt doar eu influențată de acest curent. Nu cred, cred că e mai multă lume. Da. Nu doar tu. Socializăm mai mult, încercăm să stăm mai mult împreună, încercăm să facem activități pentru oraș și eu și tu și alți oameni pe care îi cunosc, adică mai multă implicare din partea societății civile, cum se numește. Da, da, păi e de fapt ceea ce diverse grupuri, ceea ce definește, de fapt, societatea civilă. Mie mi s-a părut întotdeauna frumoasă Constanța, adică și nu mie. O să fie un moment în care o să spun nu e frumoasă. Ea e frumoasă, numai că în anumite perioade suferă și ea de câte o mică boală. Acum suferă de mai multe boli, dar ea este în sine tot acea Constanță frumoasă și cu oameni frumoși și cu cosmopolită, lucruri interesantă, aici, mă rog. Și cu foarte mult potențial. Adică, foarte mult potențial, sunt de acord. Da. Și în care fiecare încearcă să facă tot ce a putut mai bine. Probabil că și cei care au fost undeva în administrație au încercat să facă cât au putut de bine. Este un moment în timp pentru Constanța care poate să fie un moment greu, în care lucrurile sunt puțin date peste cap, dar să sperăm că se vor îndrepta. Da. Cred că aici ține de fapt de noi, de modul în care punem noi problema, punem presiunea, bine, în sensul acesta, civic, în sensul drepturilor pe care le avem, că poți să interpelezi și să pui întrebări primarilor, consilierilor sau președintelor. Asta ne-am dorit să facem, dar nu prea se poate. Da, nu prea se poate, că nu te referi la faptul că nu-i găsești sau nu sunt prezenți, nu? Că nu se răspund. Poți să-i găsești, că așa cum suntem noi activi în spațiu public, sunt și ei activi în spațiu public, numai că, da, e mai greu să obții și răspunsurile pe care directe pe care le-ai dori, la întrebările directe pe care le pui câteodată. Da. Pentru că ai amintit aici de faptul că suntem implicați social, cred că e un trend crescător sau un trend care practic are nivele din ce în ce mai ridicate, dacă punem pe o scală, legate de interesul nostru pentru comunitate, pentru oraș, pentru ce se întâmplă în oraș și suntem interesați de perspectivele pe termen mediu și lung. Și eu sunt la fel de acord cu tine, cu ce ai spus, că suntem mai activi și cumva cred că ne-am și educat puțin mai mult, ieșim mai mult, comparăm de fapt cu alte orașe ale României, în primul rând, și comparăm și cu alte zone ale Europei și putem să spunem că, uite, și noi avem resursele, dar, uite, putem să le facem. Cred că aici avem de-a face cu și cu un nou tip de politician care, deși promite multe chestii, nu poate să le facă poate de vrea să facă mai mult din cât a promis, tocmai că știe că va veni ziua scadenței. Și acum nu vreau să fiu eu avocatul lor, dar cred că mulți de acolo, când candidează, vin cu intenții bune. Pe parcurs văd că, mă rog, au piedici, frâne, nu se poate, sunt multe blocaje. Și cred eu că de aici este și un fel de un nou parteneriat între cetățeni și administrații sau cei care sunt legitimați, pentru că li se arată direct, uite cum este în Franța, uite cum este în Italia, uite cum e în Ungaria lângă noi la doi pași, uite cum este în Grecia sau în altă parte. Noi de ce nu putem așa? Atunci politicienii stau sub presiune. Crezi că și asta îi convinge de fapt să își schimbe mentalitatea, modul de a gândi, modul de a face lucrurile?
cred că pe cetățenii și interesele proprii fac să fie, în primul rând. Pentru că nu se poate gândi cineva la tot ce poate exista. Ne gândim la bicicliști, ne gândim la motocicliști, ne gândim la femei, ne gândim la copii, ne gândim fiecare și pe zona noastră individuală de în interes. În perspectiva personală, de fapt. Da. Și fiecare acționează pe domeniul lui sau vine cu inițiative pe acest domeniu care îl interesează. Sunt atâtea asociații ecologiste, de exemplu, în Constanța, care fiecare are câte o nișă. Unii sunt cu delfinii, alții sunt cu parcurile, unii alții sunt cu reciclările, cu copacii. Da. Deci este o implicare la care probabil niciun primar nu s-ar gândi să lucreze în toate domeniile acestea. Ei strâng fonduri, le folosesc pentru domeniile în care interesează. Eu fac parte dintr-o asociație de femei, care facem activități pentru femei. Poate este, între ghilimele, și o datorie a unei administrații locale, dar care nu se poate gândi la toate. De aceea cred că e foarte important rolul nostru. Iar implicarea asta înseamnă și schimbarea de mentalități în jurul tău. Și iarăși este benefic pentru toată lumea, inclusiv pentru administrația care are cumva o relaxare, că ok, poate apărea din zona de interes și rezolvarea acelor mici probleme. Trebuie doar să plece și urechea la aceste mici probleme și la cerințe punctuale. Să nu se pună bețe în roate, de exemplu, la câte o activitate, chiar de timp liber, nu neapărat de ceva dintr-un domeniu de dezvoltare sau educație și alte lucruri, între ghilimele, serioase, că și relaxarea e foarte serioasă, după părerea mea. Adică și relaxarea e serioasă. Da. Deci și administrațiile și politicienii și-au schimbat optica, adică sunt deschiși și se vede acum în campania, pre-campania electorală, orientarea aceasta și spre ce a cerut lumea în ultimii 4 ani, în ultimii 10 ani, toate afișele electorale acum conțin dorințele oamenilor. Sunt, o să facem o creșă, o să facem un parc, o să punem autobuze, o să facem piste de biciclete. Deci totul este extras din nevoile oamenilor. Și ce cum scris acolo. Bine, cred acum că, de fapt, spuneai tu că trebuie să ne implicăm toți și aici, nu doar doamnele, domnișoarele, așa cum ai spus mai devreme, asociația de femei din care faci parte, ci cu toții. Cred că cei activi, cei maturi, cei care sunt în debutul acesta, să spunem, al maturității, care votează pentru prima dată sau a doua oară, cred că deopotrivă avem cumva implicarea și putem să o facem. Din punct de vedere psihologic, gândindu-ne la psihologia socială, e important când în spațiu public vezi persoane active și ele reprezintă un mod de a te educa civic, în sensul că mergi după ele și că... E un exemplu, e un model care poate fi interiorizat de către fiecare tânăr care începe de acum să voteze și să vadă că nu ești dezamăgit. Eu nu sunt dezamăgită de faptul că am mers de fiecare dată la vot, de fiecare dată, adică atunci când a fost deputat, m-am dus. Și chiar dacă nu a ieșit candidatul pe care l-aș fi vrut eu, sau candidata, să vorbim și în termenii aceștia, s-a făcut datoria. Mi-am făcut datoria și apoi am sprijinit, în felul în care am putut, pe cel care a ieșit, pentru că reprezintă opinia majorității, alegerea majorității și trebuie respectată. Da, categorie. Da, și cam asta observ și psihologic vorbind, această molipsire. Adică oamenii transmit câteodată chiar dezamăgirea lor, dar asta nu înseamnă că n-au votat cum trebuie sau că altul care a votat pentru cel care a ieșit n-a făcut ce trebuie. Este opinia majorității. Faptul că poate nu mai iese la fel de bine după ce a fost ales, acolo este responsabilitatea celui ales să-și facă treaba pentru care a fost ales. Deci în continuare cred în alegerile acestea, pentru că altă modalitate nu avem și probabil că dacă ne-am luptat pentru ceva a fost pentru democrația asta, chiar să fie votat cineva întreține pe care nu-l dorim noi, dar pe care majoritatea l-a votat, nu? Și
să-i ajutăm pe tineri să aibă această încredere că democrația numai așa merge înainte. Da, și o păstrezi, adică o ții sub, să spunem, sub cheia societății, da, în da. Sensul că ai grijă de ea, mm-hmm. o păstrezi, nu o lași să se risipească, să se altereze. Și nici după ce ai ales, nu o lași categorii. Să se ducă, să se pierdă. Da? Adică ar trebui să fim atenți și aleșii ar cam trebui să fie atenți la ce fac după aceea. Pentru că asta este, într-adevăr, un cui în talpă pentru toată lumea. Faptul că au promis ceva și că după ce sunt aleși, ignoră pe cei pe care au fost alegătorii lor. Și nu mai întreabă, suntem pe drumul cel bun? Este acea replică pe care o tot văd, oportunitatea o stabilim noi, voi trebuie să aveți grijă doar de legalitate. Adică să uh-huh. Nu, și oportunitatea cred că poate să o stabilească alegătorul, nu? Da, sau da, alegătorii, sau cei care sunt în structura respectivă, nu știu, urbanistică sau într-un oraș, într-o țară, să vedem dacă ne dorim ce vrei tu să ne faci. Da, cam asta. Da. E da. Adevărat și lucrul ăsta. Mm. E foarte adevărat. Bine, acum cred că ține de fapt și de un fel de, să spunem așa, tendință, apropo, pentru că avem și tineri care sunt destul de deschiși și se uită la seriale străine, sunt platforme de streaming, au rețele de socializare. Și vrei sau nu vrei, tu până la urmă vezi alte perspective, vezi alt tip de comportament politic, alt mod de a face lucrurile, apropo de ce spuneai tu, că oportunitatea da. o aleg cetățenii. Și cred că tonul este dat și de aici, cumva, dacă nu direct, indirect sau difuz, e dat tonul da. Pentru că, uite, spui, uite, alții au șosele, au parcuri, au, nu știu, mijloace de transport, au piste pentru biciclete, au creșe, apropo de tot am adus aminte de da. Aceste concepte. Te rog. Da, le văd și cei mai tineri și cei mai de vârsta noastră și cei mai în vârstă decât noi și își doresc realizările care sunt în alte zone ale lumii. Totuși, uite că alegerile sunt controversate în toate zonele da. Lumii, chiar în cele mai mari democrații. Da. Controversate în sensul că sunt puse sub discuție. Sunt foarte puțini oameni care candidează la dorința publică. Da. Adică chiar și în Statele Unite își pune lumea problema între doi candidați. Da, chiar care au în toată America da, nu se mai găsește altceva. Da. Cam și asta așa ne punem da. Și pe plan local și pe plan național ne punem și noi întrebarea și s-ar putea să fie o criză da. Totuși, între ghilimele, a celor care vor să candideze, care se bagă în acest joc, tot între ghilimele, care înseamnă politica și care înseamnă alegerile. Da. Adică de ce nu are mai multă lume curaj să se ducă acolo? Pentru că acolo, într-adevăr, intervine dezamăgirea. Adică există această legendă sau care se da, poate mit, baza și pe realitate, da. Că odată ce ai intrat în jocul ăsta, o să faci cum îți cântă alții. Da, am auzit și eu de foarte multe ori acest tip de raționament, că e un tip de raționament, apropo, da. Și cred că se transformă, cum ai spus, transformă într-un mit deja. Da, când, e tot psihologie și acolo. Psihologie, de ce lumea da. Nu se bagă în politică? De ce toată lumea fuge și de ce se vorbește câteodată atât de urât de politică, căreia toți după aceea trebuie să ne aliniem, nu? Da, pentru că ce fără ea nu se face nimic. Da, acolo sunt inițiativele legislative, acolo se votează și iar noi toți ne supunem unor legi care câteodată stăm cu... Eu cred că e mai mult decât atât, Carmen. Cred că este experiența celor care au mers de mai multe ori la vot. Au fost dezamăgiți, au fost deziluzii foarte multe și au dat seama că, de fapt, oricât de mult ar merge, lucrurile merg într-un rând pe care îl vor politicienii și aici o să dăm în partea a doua, că mai avem jumătate de minut și trebuie să luăm pauză. În partea a doua o să dăm câteva exemple concrete pentru care oamenii sunt sceptici, adică nu prea țin cu politicienii, îi critică, tind să nu meargă la vot. Da? Da, revenim după câteva minute. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, revenim în partea a doua cu invitata mea de astăzi, Carmen Paraschivescu, psiholog.
Am revenit, domnule Dumnezeu, în a doua parte a ediției de astăzi a Radiografiei Zilei. Pentru cei care au deschis matricul televizoarele, vă reamintesc, invitata ediției este doamna Carmen Paraschivescu, este psiholog. Discutăm despre profilul candidaților, despre profilul alegătorului, modul în care este motivată comunitatea și, de fapt, e comunitatea aceasta implicată în ce înseamnă vot și în ce înseamnă proces de alegere și de legitimare. Vorbeam mai devreme și te rugam să luăm o pauză, să nu te întrerup. Poate că totuși toate aceste reticențe și toate aceste, eu știu, să spunem, sincope sau prezența mică la vot se datorează unor deziluzii anterioare, unor dezamăgiri succesive pe care le-au avut cei care au tot mers la vot, că tu ai spus că ai mers la fiecare scrutin. Sunt mulți care nu la fiecare scrutin, dar sunt foarte mulți care merg la un scrutin și dacă văd că nu se rezolvă nimic, nu mai merg la ulterioarele scrutinuri sau turul de scrutin. Și cred că aici sunt justificați, pentru că totuși e ușor să vezi cu ochiul liber, că nu avem infrastructură rutieră. Nu avem, hai să fim foarte serioși. Da. Avem niște șosele mai extinse care nu reușesc să ofere această fluiditate sau fluența traficului. Da. Accidente multe. Nu avem căi ferate. Da, avem pe calea ferată să circulăm în România rușinos, adică cu o viteză din interbelic. Și asta totuși spune foarte multe lucruri. Infrastructura sanitară are foarte mari probleme, dă rateuri de foarte multe ori. Infrastructura aceasta, dacă vrei, de mediu, care la fel are zone de poluare extinsă. Și sunt multe teme publice, da. Nu le mai amintesc, mi-au venit în minte câteva. Multe instituții care sunt practic conduse de niște indivizi, că le spunem indivizi, care nu au nicio treabă cu profesiile alea, nu au nicio treabă cu domeniul ăla. Necomunicativi, orgolioși, dacă nu merge relația între cei doi indivizi, între instituții, nu merge nici acolo relația, știi? Da. Adică românisme de genul ăsta. Și cred că alegătorii, apropo de profilul acesta, mă rog, public și mentalul colectiv, ține de fapt de o tendință. Și dacă am fost, spun ei, ce s-a schimbat? Și, într-adevăr, punctual, poți să-i dai câteva elemente, dar la nivel general nu s-au schimbat multe lucruri. Sistemul poate nu este perfect acesta al alegerilor și mai ales nu al celor locale care se desfășoară într-un singur tur de scrutin. Clar este imperfect, chiar greșit, după părerea multora, dar uite că nu s-a schimbat timp de nu știu câți ani funcționează așa. E mai convenabil așa. Mai convenabil pentru, nici nu știu pentru cine, câteodată nici pentru candidați. Pentru politică. Mă rog, pentru cred că punctual au fost niște interese care după aceea n-au mai fost reluate și să vedem cam cum se pot face. E clar că se și spune că l-ar avantaja pe cel care este în funcție. Nu neapărat, de mult se poate ca ala să piardă. Sistemul nu e perfect de alegere. Poate că un sistem perfect ar fi o angajare a unui administrator foarte bun. Iarăși, nu este de actualitate această idee. Sau este de actualitate, dar nu e pe agenda celor care ar putea să o facă. Da? Și atunci nu putem decât să fim foarte frustrați dacă credem în treaba asta. Acesta este sistemul. Alegeri, noi cu foaia în față sau cu foile în față să punem ștampila pe niște candidați. Dacă vrem să, nu știu, să iasă cel pe care îl considerăm noi bun, ne ducem să facem treaba asta. Că suntem dezamăgiți după aceea, repet, putem să avem și implicarea aceasta continuă, deci nu doar la alegeri, să vorbim despre lucrurile astea, să atragem atenția când lucrurile nu se desfășoară corect. E vorba de corectitudine, nu de o impresie personală. Când considerăm că nu se desfășoară corect și când și impresia aceasta poate să fie imediat după alegeri. Ok, alegerile sunt democratice, dar imediat observăm că am fost înșelați în așteptările noastre. Nu? Și atunci putem să fim și noi, să ne folosim de vocile noastre, de pixurile noastre și să scriem sau să vorbim despre lucrurile astea. Este încă democrație și sperăm să rămână pentru totdeauna și putem să facem lucrurile astea. De ce nu se mai duc după aceea la vot? Cred că este o impresie greșită asta că mă opun în felul acesta. Dar nu te opui, ajuți. Ești adică manipulat. Mai rău decât dacă te-ai duce și ai face o alegere poate greșită. Nu? Da. Du-te, pune ștampila și o să vezi dacă
nu știu, în felul dacă puterea votului cumva. Tău, da. Schimbă eu ceva. Cred în puterea aceasta a votului, adică lucruri care păreau câteodată irealizabile au fost realizabile în felul ăsta. Da. Și să luăm în calcul și acest lucru. Evoluția este continuă. Chiar dacă noi o vedem sinusoidală, da. Ea este continuă. Adică nu putem să negăm unele lucruri care s-au realizat timp de 35 de ani. Unele le observăm că am fi vrut să fie mai pe repede înainte și nu s-au întâmplat, dar totuși tindem către ceva care seamănă evoluție. Da. Aici, într-adevăr, e de discutat foarte mult. România este cea de azi, nu mai este cea de acum 30 de ani. Este foarte adevărat. E o Românie mult evoluată în sens pozitiv. Dar, totuși, rămân în spațiul public multe teme. Calitatea politicienilor, personaje diferite, cu multe controverse în jurul lor, profesionalizat sau nu, pentru că și aici e o altă dezbatere și acum nu dăm nume sau nu dăm nume de formațiuni. Cert este că imaginea politicianului în România este una precară în ochii electoratului, adică nu avem cuvinte de laudă să spunem, dar noi avem politicieni de elită, avem niște partide care într-adevăr, unele dintre ele sunt ok, sunt în regulă, avem încredere în oamenii ăia, avem încredere în candidații livrați de partidele respective. Mai degrabă noi stăm și ne gândim așa, totuși omul ăla e sau nu, pare dubios sau nu pare. Noi ne gândim, dar știi ce observăm? Observăm că ei se consideră odată ajunși acolo mult superiori maselor. Știu. Adică pentru e ca și cum cineva i-a îndreptățit să ajungă și acum suntem stăpânii tuturor. Cam păi este beția puterii. Știi foarte bine că la nivel cognitiv acționează resorturile astea și aici e marea greșeală lor, pentru că n-au educația să păstreze de fapt echilibrul chiar și în sfera puterii, pentru că le și place să fie adulat, să fie curtat. E și un fel de mică răzbunare probabil pe cei care au fost înainte. Adică stai, acum suntem noi și e celebră fraza, nu? Acum suntem noi la putere, ciocul mic. Cam asta bine, e imaginea. Bine, a fost o chestie grobiană spusă de grobiană, o doamnă, dar la nivel needucată din punctul de vedere, care ajunsese acolo, mă rog, și avea și ea frustrările ei locale. Observăm repetitiv, adică această atitudine există, vă dau, vă fac, cam asta este discursul. Da. Adică nu este, sunt aici să vă servesc pe voi, chiar parlamentar, chiar europarlamentar, președinte, ar trebui să aibă... Nu mentalitatea asta. Nu. Da. Din păcate, și este vorba de multă educație de zi cu zi, nu de educație politică. E de educație comportament social. Aici. Da. Comportament social ține asta. Eu cred că este mai mult decât atât. Acești oameni care reprezintă au impresia că sunt stăpânii și nu servitorii, pentru că ministerium, spre exemplu, ministru sau orice alt funcționar, consilierul este de fapt un sfetnic, un sfătuitor. Ministerium este de fapt în latină un servitor. Da. Servitor al treburilor publice, da? Și de fapt prin vot politicienii angajează ghilimele de rigoare să presteze 5 ani de zile sau 4 ani de zile, depinde cât este mandatul, în funcțiile acelea. Să știți că ei induc și ideea aceasta a cetățenilor, că noi suntem cei care contează și mulți cetățeni au impresia că ei sunt politicieni, sunt șefii lor. Și tratează așa. Nu sunt șefii lor. Și tratează așa câteodată. Am văzut mâini pupate de către bătrâni miniștrilor sau președinților. Adică este ideea asta a șefului pe deasupra tuturor pe zonă. Da. Și chiar și literatura sau să zicem formele de artă îi arată în felul acesta. Sunt atâtea filme de după Revoluție care îi arată pe câte un prefect, pe câte un primar care își arată Eu personal sunt dezamăgit de clasa politică românească, pentru că și tu la fel, activând în spațiul public, văzând că de fapt există oportunități, cunoscând alte sisteme și cu strategiile pe care le-au făcut, sunt în primul rând dezamăgit de dezechilibrele astea enorme pe care le-ai creat tu, clasă politică, în societate. Unii care au venituri de peste tot și sunt absolut îmbuibați și giftuiți de toate și o masă imensă de oameni care se chinuie de azi pe mâine și pentru care tu nu găsești strategii. Acum, pe bune, clasă politică, te întrebăm pe tine, chiar nu găsești strategii sau nu vrei, de fapt? Cred că nu, e o complicitate între limitele acestor politicieni, slaba lor pregătire, mulți n-au nici profesii, vin de niciunde și oamenii au spus așa, domnule, dacă nu știi ce să faci, te duci în politica românească, că acolo te duci în gașcă, mai stai. Ideea este că se fură în politică, că se minte foarte mult și că e ceva nociv. Și atunci mentalul colectiv încărcat cu, sau impregnat cu stările astea,
și frustrat de fapt că nu realizează multe lucruri și găsim tot felul de persoane dubioase, interlop cu adevărat, care sunt bine mersi cu instituțiile, prosperă și vezi pe mulți oameni care își duc de pe o zi pe alta viața, oameni cinstiți cu profesii și care spun, domnule, poate prea cinstiți, da, prea poate cinstiți, prea naiv și credulți. Da, să... diferențierile astea între clasele de lux, adică bugetari de lux, nababi cu zeci de mii, bă, dar stai așa un pic, dar faceți puțină ordine acolo să vadă lumea că există un tip de etică. Păi ce etică ai tu când 86% dintre pensionari au 2000 de lei și ai o clasă care are de 10, de 20 de ori mai mult? Pe ce criterii? Există și în ceea ce credem cu toții că acea clasă politică este sprijinită de tot aparatul din spate, care trebuie fel motivat ca să adevărat, îl sprijine. Da. Nu? Într-o societate cu adevărat reală și care își conduce societatea, aparatul acela va face ce spune societatea, ce fac. Nu, adică nu vor sta politicienii drepți în fața celor care conduc instituțiile. Pe bune, sincer acum, că asta este democrație, adică în afara democrației, da? Înseamnă de fapt imiștiune în instituțiile politice, înseamnă forță. Ce vorbeam chiar zilele trecute, suntem atât de năpădiți sau, cum să zic, foarte aglomerați de tot ceea ce trebuie să facem zi de zi, să muncim și să ne susținem într-un fel material familiile și pe noi pe termen scurt, dar și pe termen lung, că nu mai avem timp să stăm și să analizăm și aceste situații. Adică ni se dă mult de lucru, între ghilimele, cu tot ce avem de făcut, toate lucrurile de zi cu zi, încât nu ne mai trezim odată și să vedem dar cine îmi cere să fac lucrul ăsta, de ce, și haide să vedem dacă chiar trebuie să facem lucrurile respective. Adică suntem ținuți ocupați de un aparat foarte mare, bugetar, nu? Care are, bineînțeles, foarte mult de lucru pe anumite părți, dar și foarte multe lucruri absolut inutile pe care cu toții le sesizăm și pe care totuși n-avem timp să le aducem la cunoștința, pentru că cam asta este, cum se zice, sistemul, nu? Da. Trebuie să faci față unor cerințe multe. Mai era un personaj care spunea pe sistem, ții minte? Personajul ăsta foarte anecdotic pe internet și avea el o expresie, o folosea așa obsesiv, pe sistem spunea, știi? Da. Cam asta este cu motivația și a celor din acest sistem bugetar să susțină mediul politic, pentru că ce aflăm de acolo? Aflăm că sunt multe rude, mulți prieteni, deși nu se fac angajări, se fac angajări, adică și la astea nu putem să spunem absolut nimic, adică nu este în puterea noastră. Putem decide la vot și putem totuși schimba și clasa politică. Mi se pare că intră oameni noi, în politică, pe care cei mai vechi încearcă să-i bage în aceeași categorie. Da. Toți suntem la fel, cam așa se spune. Toți suntem la fel, dar nu e chiar așa. Uh-huh. Adică unii vor să fie în politică, dar de pe alte poziții. Puțin diferit. Cred că trebuie să-i observăm și pe aceștia și să vedem ce facem, să fim cu ochii pe ei în continuare, nu? Da. Nu doar să-i alegem. Dacă vrem să-i alegem, putem alege ce vrem noi. Eu stau și compar, mă rog, există foarte multe, spre exemplu, sunt zeci de articole prin presă, mă rog, semnale de alarmă scrise de jurnaliști, de analiști financiari, de analiști economici, legate de oportunitățile pe care le avem și pe care noi nu știm să le valorificăm, nu știm să facem ceva în sensul în care să vină ca o plus valoare socială, economică. Întregul flux, așa să spunem, de oportunități se duce, se disipează, suntem foarte reticenți și încet așa în a ne mișca. Te uiți și te întrebi de unde a plecat totul, cine n-a fost în stare să vadă, să observe oportunitățile. Eu cred că este o slabă experiență, cred că n-au știut ce să facă politicienii noștri după 90, a fost exodul acela major când au plecat milioane de oameni, că n-aveau efectiv ce să facă. Au plecat într-o disparare continuă și o țară depopulată, ai văzut, o lipsă în zona... de viziune, pe termen lung și asta este într-adevăr o mare plagă a clasei politice. Da, e o tragedie, o tară socială perfectă. Adică, vedem, avem un an la dispoziție, 2-3 ani, toată lumea trage pe ce are de făcut atunci și pe partea, nu știu, pe grădina proprie sau pe gospodăria proprie. Da. Nimic pentru comunitate. Nu vezi
crezi că ar avea această viziune pe termen lung? Trăim cu toții în acel oraș, într-un oraș, da? Și cu toții ne ducem în același spital sau nu? Mă rog, există multe și aici, multe legende, dar totuși, într-un caz de urgență, acolo ne ducem. Da. În școlile alea învață copiii noștri sau nepoții noștri, în parcurile acelea pline de praf ne ducem cu toți. De ce să tragem numai pe turta proprie și să nu vedem pe binele acesta colectiv și social, să ne orientăm spre beneficiile acestea, pentru că sunt pe termen lung și ne-ar ajuta pe noi. Adică, într-un mic egoism, așa, putem să ne gândim la tot orașul ca fiind al nostru. Și care ne-ar este, de fapt. Și este, de fapt. Este. Dacă am extinde puțin acest punct de vedere, da, cel strict egoist pentru curtea mea și familia mea, am vedea că, de fapt, și orașul este tot al nostru. Da. Și ne ajută tot pe noi să fie, îi dăm să ducem energia bine. Noastră, îi dăm da? Energia noastră, îi dăm vibrația noastră. Da, nu e totul, e conceptul acesta și uite, în postura de psihoterapeut de cuplu și familie o aud des, familia e cea mai importantă, da, dar și orașul este o familie a ta, și țara este o familie a ta și continentul e o familie a ta, adică pune puțin viziunea generală și pe termen lung și generalizează-o puțin la acest nivel. Vrei să o duci bine în familia ta, faci lucruri pentru familia ta, dar dacă vrei să ai o stare de bine într-un oraș, fă pentru orașul ăla atâta cât poți. Implică-te, de fapt, acolo, da. Vezi ce și cum poți face. Da. Cum crezi că, mai avem 2 minute jumate, cum crezi că va fi trendul legat de participare? Vezi o participare mare? E aceeași ca și în anii trecuți? Eu aș zice că o să fie mai mare, pentru că văd foarte mult de la an la an tinerii care încep să voteze, că vor să se ducă să-și pună votul acolo. Drept, da. Da. Sunt și candidați tineri și candidați care vorbesc pe limba tinerilor. Sunt candidați de toate felurile și cred și sper să fie o participare masivă la vot, să vedem în ziua aceea, că și oamenii se lasă influențați de niște lucruri total neimportante, după părerea mea, că plouă sau bate vântul și atunci stăm în casă o zi. Da. Dar care este miza a statului în casă? Sper să iasă, sper să-și aleagă candidații pe care îi vor și să fie bine pentru orașul și pentru toate orașele din țară și toate localitățile din țară și, bineînțeles, și pe cei de la europarlamentare, care sunt tot niște reprezentanți ai noștri, da, în Parlamentul pe care European dorim și să fie cât mai activ pentru noi. Și acolo, da, în zona aceea unde, de fapt, ne reprezintă, fac legile necesare nouă și ne raportăm la ele. Există și această diferențiere de percepție că Europa pro sau, mă rog, a unora dintre români. Mai degrabă acolo este vorba de viziune și de reprezentativitate. Da. Oricum a fost o șansă teribilă că suntem în Uniunea Europeană și în asta, era vai de noi acum. De aceea și vorbesc de această evoluție. Da, oricât fi noi de dezamăgiți, totuși trebuie să recunoaștem această evoluție, care e o lege a naturii până la urmă, neapărat un merit al cuiva. Și mai mult decât atât, e o chestie legată de voința individului și aceea de a reuși să schimbe lucrurile și să se poată implica într-o formă sau alta atât cât poate el. Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru comentariu. A fost interesant. Probabil să ne mai întâlnim să vorbim despre alegători, că e o temă inepuizabilă asta și de foarte multe ori surprinde. Mulțumesc mult! Plăcere! Doamnelor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi. Am vorbit despre profilul candidaților, dar și alegătorilor mai degrabă. Am vorbit despre societate, despre principii pe care alegătorii le au în perspectiva alegerilor, despre modul în care ajung sau nu la vot și despre ce vor să schimbe. A fost Carmen Paraschivescu, psiholog. Eu sunt Anachitușa. Ne revedem data viitoare la altă ediție a misiunii. Până atunci, toate cele bune. La revedere!